E numele celui în care credem, pentru că el crede în democrație, în libertate și lege. Iar ei sunt noi! Bine v-am găsit! Dragii mei, vreau ca pe 29 să mergem la vot! Sunt foarte mulți care spun că nemergând la vot nu legitimăm lovitura de stat. Pot fi de acord cu ei, dar până la un punct. Și acest punct este legat de cum ne văd cei din Uniunea Europeană. România are acum nevoie mai mult ca oricând să se vadă că există o forță care pune capăt abuzului și loviturii de stat a lui Ponta și Antonescu. Iar această forță, această forță nu este alta decât poporul român! Dragii mei, voi sunteți cei care în 2007 ați spus nu la referendumul de demitere. Atunci v-ați apărat președintele. Astăzi aveți de apărat mai mult. Astăzi trebuie să vă apărați țara prin votul vostru. Pe 29 nu discutăm despre scaunul lui Băsescu. Pe 29 românii au de ales între a spune da lui Crin și Ponta, lăsând țara în izolare, și a spune nu demiterii președintelui, dovedind că românii sunt deasupra clasei politice. Dovedind că românii înțeleg mai bine interesul național decât un grup de pușcăriabili din Parlamentul României.